Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel au început să apară și în Europa supermarketuri fără niciun fel de casă de marcat. Dacă tot am ajuns la zona de supermarketuri, în Statele Unite au apărut prima dată, acum se extinde în Marea Britanie. Am văzut, Amazon are deja vreo 10 în Londra. Mai sunt... Fără casier? Adică... Fără casier, nu de alea cu self-scan. De alea în care pui tot un călător și ieși. Da. Și ți se iau banii automat. Ah, ce tare. Înțelegi? Da, adică nu mai stai să scanezi tu lucruri. Da. Mai au și Tesco și Sainsbury's. Au deschis câte unul deocamdată și acum a intrat în joc și Aldi. Aldi e un lanț, din câte știu, nemțesc. Da. Vorbesc de toate astea liniștit că nu sunt în România. Nu e niciunul, da. Pot fi acuzat că fac publicitate. Aldi a inaugurat un supermarket de acest gen. Deci din magazin ieși cu căruciorul fără să mai scanezi, fără să stai la coadă. Bun, am văzut că și în România mai ies unii așa. mai grăbiți. Au și dacă ieși afară, știi, clasicul și vezi că e un preț care nu corespunde. Cu cine te cerți? Cu roboții. Cu roboții, a? Da. Nu cu cine să te cerți. Da. Cineva trebuie să fie pe acolo. Nu, auzi, o vreme. Deci ca să descarci o aplicație pe telefoanele mobile, nu știu cum... Adică, mă rog, ca să nu intrăm în detalii, înțeleg că Aldi folosește un sistem de ăsta de camere de, în altă definiție, cu recunoaștere facială și sistemul cu inteligență artificială, bla bla, nu știu ce, știe ce obiect iei din raft și îl pui în cărucior. Și în momentul ăla și marchează. Nu știu exact cum funcționează, habar n-am. A, nu le scanează... Nu. Nu, mă, eu cred că le scanează. Nu le scanează. Știi că e un magazin de... Nu le scanează, bre. Nici Amazonul nu le scanează. Pur și simplu, când îl iei de pe raft, ți-l adaugă în contul tău. Da, e un magazin de articole sportive la noi. În București, așa. Da. Unde când cumperi lucruri, nu ți le scanează casierul. Casier există, dar el doar le ia și le pune într-un... Ca un soi de coș, așa. Coș. Și apare totalul. Aha. Nu mai piuie nimic, nu mă trebuie să treacă cu codul de bare, pur și simplu... Că e același principiu. Și m-am gândit la... că o fi același principiu, adică or fi niște chestii ca la aeroport, știi? Treci prin aia, hâți, și ăla vede tot ce e în coș și buf, îți dă... Treci pe la magazinele de articole sportive? De ce? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.